Dacă n-ați între fotograful și ala Băstăiană în cadru, așa mă gândi. Pentru noi acest fular simbolizează în primul rând libertatea. Libertatea plus mai mult decât atât un nou viitor pentru Republica Moldova. De ce nu mult mai prosper. Este o alegere corectă și este un vector spre care trebuie să ne orientăm, sigur. Și cred că asta e alegerea tinerilor, într-adevăr. Și tinerii hotărăsc soarta țării noastre și trebuie spre asta să ne orientăm. Acest lanț uman este o modalitate de a ne prezenta public suportul pentru integrarea europeană a Republicii Moldova. A fost o idee lansată de echipa FHI360, dar care a fost imediat preluată de foarte multă lume, deci lumea a început să ne scrie, să ne telefoneze, manifestându-și dorința de a organiza evenimente similare în mai multe regiuni din Republica Moldova. Au fost deja organizate multe flash mob-uri în grupuri de tineri, de către organizații ale societății civile. Cele mai de amploare au fost în capitală, dar urmează altele la fel de mari în Cahul, Bălți, Rășcani, Hâncești, mai vedem pe parcurs unde. Fiecare dintre detaliile coreografice ale flashmob-ului are un mesaj. Faptul că lumea se ține de mâini este pentru a demonstra suportul comun al ideii de apropiere a Republicii Moldova de Uniunea Europeană. Faptul că își leagă unul altuia fulară călduță la gât este din nou pentru a arăta suportul Uniunii Europene pentru Republica Moldova.